Și rușii continuă asaltul sângeros în Ucraina de această dată. Trupele ruse au lansat mai multe rachete asupra aeroportului din Dnipro din estul Ucrainei, pe care l-au distrus în totalitate. Guvernatorul regiunii, Valentin Râznicencu, a anunțat pe contul său de Telegram că un nou atac al rușilor a distrus întreg aeroportul din Dnipro. Aeroportul și infrastructurile din proximitate au fost distruse și rachetele continuă să zboare, cât despre victime autoritățile nu au reușit să stabilească un bilanț. Lesia Vasilenko, deputat ucrainean, a declarat pe Twitter că cel mai recent atac distruge în totalitate infrastructura și totul în jurul aeroportului. Păcat, deoarece aeroportul a fost complet renovat chiar anul trecut, toate investițiile și toate Porturile au fost complet ruinate, a mai informat aceasta. Separat, șeful Consiliului Regional din Dnipro, Nicola Lucașuc, a spus că cinci membri ai Serviciului de Urgență au fost răniți la aeroport. Nici regiunea estică a Ucrainei nu a fost ocolită de rachetele rusești. O școală și un bloc de locuințe au fost lovite în orașul Sjeverodonețc din regiunea Lugansk. Cât despre aeroportul din Dnipro, autoritățile spun că mai fusese lovit pe 15 martie, când pista a fost distrusă și terminalul avariat.